Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nehir, episodul 16. Nehir se întâlnește la restaurant cu Cemil, un tip pe care vrea să îl înșele. Când pleacă, tipul îi spune că o va conduce acasă, dar o duce într-o pădure, iar Nehir scapă cu greu din mâinile lui, după ce îl lovește în cap cu o piatră. Hakan trece pe acolo chiar atunci și își trimite oamenii să se ocupe de Cemil, iar el o duce acasă pe Nehir. Următoarea zi o vizitează și o asigură că tipul nu o va mai deranja niciodată. Mai târziu, Nehir și Zerin îl caută pe Cemil la magazinul lui și când află că a dispărut, îl sună pe Hakan și se întâlnesc cu el ca să îl întrebe unde este. Hakan le spune că oamenii lui l-au dus la spital și că nu a pățit nimic. Nehir îl întreabă dacă ultimele lor întâlniri chiar au fost coincidențe, iar Hakan îi spune că Nazim l-a rugat să o urmărească și să se asigure că este bine. Nazim află că Nermin a răspuns bine la tratament și că se va însănătoși. Când află și faptul că ea i-a ascuns lucrul acesta pentru că spera că se vor împăca, îi închiriază o locuință în oraș și deschide procesul de divorț. După aceea o sună pe Nehir și îi cere să-i mai dea o șansă, iar Nehir se întoarce la el. Pentru că Nermin și Aise se vor muta doar următoarea zi, Nazim și Nehir petrec noaptea la cabană, unde el o cere în căsătorie într-o atmosferă romantică. Tariq este șantajat de tipul care știe că l-a ucis pe Halil. Îi spune lui Fiulia că cineva l-a amenințat că îi va zice lui Kemal de el și Zahra și astfel o convinge să-și vândă mașina și să-i dea bani pentru a-i plăti șantajistului. După aceea, tipul îl sună și îi spune că pe el nu îl interesează banii, ci vrea să-l facă să plătească pentru ce a făcut. Îl pune să artă banii, amenințând că altfel îi va trimite lui Kemal filmarea cu el și Zahra. La finalul episodului, câinele lui Nazim îl găsește pe Halil. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.